În Craiova există mai multe intersecții pe care numărul frecvent de accidente înregistrate în interiorul lor le-a transformat în locuri de evitat pentru șoferi. Prima dintre aceste intersecții este cea dintre străzile Horia, Dezrobirii și Buciumului. Șoferii care conduc pe strada Dezrobirii uită să acorde prioritate celor care circulă pe strada Horia, iar aici se produc accidente săptămânal. Se întâmplă multe accidente în intersecția asta? Cam 3 pe săptămână. Minim. Atât de multe? Minim. Care credeți că ar fi soluția să nu se mai întâmple aceste accidente? Polițistul culcat. Ce spuneți? Polițistul culcat. Deci benzina acelea pentru viteză. E singura variantă, în rest nu, cu stopul degeaba. S-a întâmplat să intre mașini și în gardul pizzeriei unde lucrați? Nu, în partea asta nu, în partea cealaltă. Partea cealaltă, la domnul care locuiește acolo? Da. Am înțeles. Păi vin din partea asta, cei din partea nu acordă prioritate și să o lovești. Singurul refugiu al mașinii din partea. La doar câteva zeci de metri distanță, intersecția străzilor Buciumului și Vasile Alexandrii dă și a bătăi de cap șoferilor. Și acolo au loc multe accidente pentru că șoferii care vin de pe strada Vasile Alexandrie uită să respecte indicatorul stop și nu acordă prioritate celor care circulă pe strada Buciumului. S-a întâmplat chiar și acum 2 săptămâni de zile, s-au lovit în fața mea, a trecut de aici pe Vasile către calea București. Venind după Dezrobirii, neatenția sau neacordare de prioritate s-au bușit. De ce să spun? Să nu exagerez, cam 2 pe lună se întâmplă. E periculoasă. Trebuie făcut ceva. Cei care sunt în măsură să vină să rezolve problema cu trecerea asta de pietoni, periculoasă. Și la intersecția străzii Dimitrie Gerota cu bulevardul 1 Mai, mașinile se lovesc destul de des. Șoferii care vin de pe strada Dimitrie Gerota se grăbesc să intre pe bulevardul 1 Mai și nu mai acordă prioritate celor care circulă regulamentar pe această arteră. Polițiștii spun că din luna septembrie și până în prezent au avut loc 3 accidente rutiere, în timpul cărora au fost rănite grav 2 persoane, iar alte 2 au fost rănite ușor. Și în acest caz există mai multe tamponări în care șoferii și-au distrus mașinile, fără să existe victime transportate la spital. Dincolo de faptul că șoferii ar trebui să acorde mult mai multă atenție în astfel de intersecții, oamenii spun că soluția ar fi ca autoritățile să se implice și să găsească soluții pentru ca numărul accidentelor din aceste zone periculoase să scadă.